Cabanierii de la Rânca spun că prelungirea valabilității voucherelor de vacanță nu este o măsură suficientă pentru hotelieri. Afaceriștii pledează pentru majorarea valorii. O mică propunere ar fi, nu numai, văd că s-a ținut cont să se autorizeze valabilitatea celor care acum expirau în martie, aprilie, mai și iunie, să se mai ducă un an de zile valabilitatea voucherelor de vacanță, dar eu cred că este timpul ca pentru acest an să se dubleze. Adică să dea o mână de ajutor oamenilor după ce stau atâta timp în casă, în care, eu știu, socializarea lor cât de bună mai este, cine pe cine prinde în casă și așa mai departe, cred că ieșitul la aer, la munte, la mare, le va face foarte bine și cred că nu va avea rigidității după atâtea săptămâni de stat în casă și aceste vouchere vor prinde foarte bine tuturor. Cred că dublarea lor este de bun augur și chiar solicităm Ministerului de Resort al Turismului, primului ministru și celor în drept să țină cont. În Rânca, mai multe cabane sunt ocupate în acest moment de persoane aflate în carantină.